Bună, prieteni! Bine v-am găsit într-un nou vlog. Vă dau bine, bun venitul aici în acest vlog. Este joi, dacă nu greșesc, 20 sau 19 iulie, una dintre acestea. Scrieți mai jos dacă funcționează comentariile, scrieți mai jos. Dacă în zilele acestea vedeți că la unele vloguri comentariile sunt... nu sunt posibile, nu este pentru că le-am pus noi să nu meargă, văd că YouTube-ul face niște probleme în privința aceasta și ne pune comentariile off la unele videouri, așa că ne pare rău, dar putem să vedem dacă ne dați like, așa că vă încurajez să ne dați like. După ce v-am arătat un pic pe ele care se joacă, mereu se duce pe sub masă, așa este cum mi-am început eu parte din dimineață, așa împachetez pachetele pentru cei dintre voi care ați decis să fiți clienți. În bază la ce ați comandat, vă pun așa un pic de scotch la capac. Dacă le primiți cu un pic de scotch la capac, este pentru că eu pun ca să fiu sigură că nu s-a deschis sau ce știu eu ce. În fine, sunt foarte bine închise. În general, ele adică sunt securizate, așa, dar eu mie îmi place să fiu mai sigură. Le verific că sunt ok, că sunt închise. Vă scriu un bilețel, vă scriu acolo ce v-am pus, data și cred că este 19, acum mă uit acolo la dată. Vă scriu așa un bilețel, vă pun acolo cel puțin o foiță din aceea cu miros de parfum, vă scriu ce număr de parfum v-am pus, vă pun produsele în cutie și încerc să le ambalez cât de bine se poate ca să nu se strice. La poștă îmi văd și eu în privința aceasta, dar în general v-au ajuns ok. În această dimineață am avut de pregătit 3 dintre pachetele voastre, pentru că mai mi lipseau ceva produse din comenzi, așa că nu am putut să le împachetez pe toate. Și așa am vrut să vă arăt cum îmi fac eu treaba de acasă, cum împachetez unele sticle care sunt... una, de exemplu, dacă am comandat un singur produs, le împachetez poate un pic mai diferit, dar asta a fost dimineața. Acum și o să mă vedeți, o să vă dau ceva update în privința la cum m-am simțit, dar, în fine, ne vedem și pe Instagram, vă aduc aminte, și pe Facebook, dar dacă nu puteți comentați aici, putem să ne vedem acolo, să-mi dați tag acolo și să ne auzim în privat. E bine, vedeți așa mai eu, pentru că este seară și am luat paracetamol și se întâmplă un lucru când iau paracetamol. Încep să transpir foarte mult, să mă încălzesc. La un moment dat mi-a ies febra de mine, că aveam febră și încep să transpir foarte mult. Și m-am dezbrăcat de bluză că nu mai puteam. Am mai eu pe mine. Eu aici mai fac niște pachete când au venit cu menzele, chiar dacă nu mă simt bine, când prind ocazia, când mă simt un pic bine, le fac, că știu că le așteptați, care le-ați comandat și nu. Asta mi-este jobul până la urma urmei. Cu doctor n-am rezolvat nimic. Mai degrabă nu mergeam, că m-am dus. Eu zic că e viral, probabil, asta baby, că o să-mi treacă, că nu știu dacă nu mănânc câteva zile, nu s-a zis nimica. Și am zis că ok, ascult doctorul, că eu nu vreau să zic eu că trebuie să iau antibiotic, că eu știți, eu nu știu ideea, știu că la infecții virale nu trebuie antibiotic, știu și eu chestia asta. Dar eu mai știu un lucru, că eu când răcesc la gât, eu am nevoie de antibiotic. În general, cam aproape fiecare dată. M-am simțit foarte rău toată ziua, la un moment dat mă simțeam parcă un picuț mai bine, dar după iar mă simțeam rău și am sunat la 111, am sperat că poate îmi dau eu un doctor de familie care să mă vadă. N-am avut noroc și mi-au zis că nu
să mă duc la o farmacie. Mi-a dat numărul să mă duc la o farmacie să mă vadă un farmacist. Și mi-am dat seama că n-avea nici rost să bat timpul. Oricum nu aveam cum, pentru că Adrian pleca la muncă. Trebuia să stau să găsesc eu pe cineva de la biserică să vină să mă ajute. Și am zis că nu mai dat nici drumul să mă duc toți copiii după mine. N-aveam cum, pentru că era ora din Ani la Eli și... La Eli când e ora s-o culc, e ora s-o culc, deja era supărată, trebuia s-o culc. M-a apucat și o criză de plâns, că... Criză de plâns. În fine, m-a apucat așa o leacă plânsul, că mă simțeam rău. Și... Nu mai găseam de... De curcă. La... Eu pun hârtie pătrită așa, că ocupă spațiu. Mai am eu ceva hârtie la... Un pot, dar de pachet, dar nu pot să mă duc acum, trebuie să îi aduc. În fine, dacă cei care primesc pachet, dacă întrebați, zice, aveți hârtii mov înăuntru, că am o grămadă de hârtii și le-am mov. Și merge să vă umplu pachetului și costă la poștă mai mult să vă trimit în formă cilindrică decât în formă de pachet. Trebuie să vă fac în formă de pachet, pătrat sau dreptunghiular, costă mai ieftin. Probabil e mai ușor la... pentru ei. În fine. M-am simțit foarte rău. Am și întrebat la biserică mamele dacă n-au vreun sfat, ceva, că... pur și simplu nu... Nu știam ce să mai facă. Mi-am luat niște înghețate, niște mochi. Moche sau moche, nu știu cum se cheamă, dar e foarte bun, îmi place. Și am zis că dacă tot înghețată pot să mănânc, mănânc înghețată, au durat o grămadă să mănânc cina, că mă durea pur și simplu foarte tare. Jaden se plânge căldoare, nu are febră, dar zice că nu se simte bine. Și cred că nu se simte bine că face foarte multe mofturi și capricii și când fac capricii copiii, eu așa am văzut că când fac multe capricii copiii noștri de obicei nu se simt bine. În general. Majoritatea timpului, ceva bine și fac multe capricii cu eu nu stau bine și nu prea stau cu ei și... Na, așa-i copiii. Dar asta este treaba. O să sun mâine la doctor din nou să mă duc. Sper să rezolv pentru că nu se poate să stau așa. Haideți, simt puțin cu eu febra din mine și o amețeală, așa simt și să mă duc cu la culcare. Dar așa e, când iau paracetamol, nu știu, ziceți și voi dacă și vouă vi se întâmplă la fel când aveți febră și luați paracetamol, dar la ibuprofen nu mi se întâmplă așa, dar văd că la paracetamol mă ia cu căldură, așa, parcă zici că aș fi în menopauză, dar nu sunt. Zic că am de revenire pentru treburile astea. Am acum să mănânc și un mochi, nu știu ce am filmat azi și ce n-am filmat. Dacă am filmat destul, îl închid aici vlogul. Dacă nu am filmat destul, mai filmez și mâine și vă pun împreună. O pun să mănânc și eu niște înghețată și mă duc să mă culc. Mă doare și un pic stomacul și vă dați seama că nu te simți bine, te dor toate. Nici nu-mi fac părul, mi-l las așa undulat. Cred că o să-l dau cu un pic de cristal lichid pe la cap, te dor. Dar... Da, mă simt foarte amețită și foarte rău. Sper să am better news mâine, să vă zic că mă simt bine, dar na. Ne îmbolnăvim cu toții, dar din păcate am dat asta, m-am îmbolnăvit tare așa și... Mai ales când ai copii mici, greu, e greu să fii bolnav și că trebuie să ai grijă oricum de ei. Nu știu că tu ești bolnav, înțeleg. Eu încă sunt norocoasă că l-am pe Andy, care m-a ajutat mult. Deci un flat aici la gât. Ganglionis. În fine, hai că vă las și... Ori ne vedem mâine în același vlog, ori ne vedem în vlogul următor. Aici am niște haine care o să le pun acum la spălat. Și am zis că fac proba aici cu voi, ca să vedeți și voi dacă merge sau nu. Ce am bodul ăsta când mi-a făcut ele o diareie trecute și nu s-au mai luat. Adică nu s-au mai luat, nici nu l-am spălat. Dar în fine, așa sunt murdărit. De obicei, petele astea galbene nu se duc. Am pantaloni ăștia lui Emma, care nu-i pământ aici. Nu știu ce. Mizerie că nu se duce.
Nu s-a dus deloc la spălat. Se vede mai închis pe cameră, dar nu e așa de închis. Și aici pantalonii mei care au o pată de ulei pe aici, mai au aici ceva pe ulei, dar au pata asta de pix aici. Și am văzut că se ia cu degreaserul la alte persoane. Așa că am zis că le pun să se trateze acum, le spreiez. Eu deja am o mașină de spălat cu tricoul cel la care l-am arătat eu mai devreme. Dar o să le pun și pe acestea să se spele mai târziu cu restul rufelor și am zis că le spreiez și așa facem împreună încercarea asta, să vedem. Dacă erau haine care nu mă interesau așa de mult, nu le-aș fi tratat, dar ăștia sunt niște pantaloni care îi stau bine lui Emma și încă îi vin anul ăsta. Și astea sunt bodiurile lui Eli, eu țin la ele că le-am luat că sunt bune. Dar în fine, am tratat. Deja pixul aproape s-a luat. Deci pixul, oricum știam. Știam că se duce, că am văzut pixul la alte persoane. Și caca de aici, de la ele, să cam duce. Numai bine. Da, o să le pun la spălat după, mai încolo, mai spre după amiază și o să vă arăt ceva cum iese din mașina de spălat. Și aici la Emma văd că începe să se ducă. Hai, hai! Wow! I did it myself. I tied it over there. I did everything. Wow, it's nice. And now, yeah, I came up with that idea. So we won't be ever bored. Yes! But I'm tired of falling. See, my neck is tired. Da. Bună, prieteni! Bine v-am găsit! Aici sunt eu. Vă salut în felul acesta, că știu că vă place să vedeți ce mai fac de mâncare, vă mai dau idei și acum am zis că hai să vă arăt ceva care am început să fac mai nou. Am făcut deja o dată săptămâna asta și le-a plăcut la toată lumea din casă și am zis că vă arăt aici cum am făcut și ce am făcut. Deci am făcut același aluat de pâine care îl fac eu, rețeta de franzelă, și am să fac pâinițe mici pentru burgers, nu știu, pentru cum se cheamă, chifle, cred că chifle, am auzit că mai spun fetele chifle la ăstea. Și apoi o să fac un fel de pârjoale mai măricele, așa, ca să le pun înăuntru și să mâncăm ca un fel de burgers, ca la McDonald's, numai că făcut la casă și mai bun. Aluatul meu a stat și-o triplat. Am făcut un kil de aluat, un kil de făină, pentru că o să fac și o pâine normală, o franzelă, dar o să fac și niște chifle ca să avem destul. O să-l înfrământ un picuț acum ca să iasă aerul din el. Deci eu am pus un kil de făină, 640 de grame de apă călduță, 14 grame de drojdie uscată, 4 linguri de ulei de măsline. Plus că am mai pus un pic de ulei de măsline când l-am pus la crescut. Apoi am pus o linguriță de zahăr și 10 grame de sare. Acum o să îl frământ așa un picuț ca să iasă aerul din el. O să îl împart, cred că o să-mi fac, stați să mă gândesc, 1, 2, 3. Cred că o să-mi fac 12 pâinițe din acestea chifle și apoi din ce aluat îmi rămâne o să fac o pâine.
O să o pun într-o tavă, o să le las la crescut cam aproximativ încă o oră. Și apoi le pun la 200 de grame, de grade. O să le dau cu ou chiflele mele și cu un pic de susan. Și apoi le pun la cuptor. Auziți în background uscătorul de rufe și el se ceartă cu o păturică. Copiii. În fine, am zis că hai să vă arăt ceva mai diferit. Și apoi o să mai vorbesc cu voi după. Am gândit să vă las un voiceover aici, ori ca să vă satur de vocea mea, ori ca să vă explic mai bine ce am făcut. Voi alegeți cum să priviți aceasta. Am luat acesta, am tăiat o parte din el și apoi am împărțit în 5 ca să pot să fac 5 chifle acolo. I-am dat și lui Jay de nou bucățică mică să se joace, ca să-l țin așa cu mințel. Și până la urmă am decis să fac 10 chifle, nu 12, pentru ca să-mi încapă mai ok în tavă, pentru că știu că atunci când le las la crescut se mai întind ele așa și nu vreau să se atingă între ele. Și ce a luat mi-a rămas, mi-a rămăsese cam mult. L-am împărțit într-o pâine rotundă și într-una care am pus-o într-o tavă din aceea pentru chec, pentru că ar fi crescut prea mult dacă lăsam toată împreună și puneam în tavă de chec. Am decis că o să fac niște burgers, un fel de pârjoale, să zicem așa, mai în formă de burgers. Eu am pus ce pun eu la pârjoale, am pus un morcov, o ceapă, un păstârnac, un cartof dulce din acela, sweet potato și o zucchină, un dovlecel din acela mic. Am pus 2 căței de usturoi. Eu le pun în acest tocător de legume și le toc se poate de mărunt. Iar apoi le pun în vasul unde o să pun ouăle. Cred că am pus 4 ouă pentru că vreau să se lege mai bine conținutul. Și apoi carnea de porc. Eu iau carne de porc cu 5% grăsime. Între timp am mai lăsat carnea să dezghețe, că nu era dezghețată. Așa că am zis că mai facem ceva, pentru că așa mă țin eu organizată. Facem mereu ceva mărunt dacă putem rapid. Și ce aveam de făcut era să punem o mașină de spălat, să spălăm niște haine. Ca de obicei sunt multe haine de spălat. Am adăugat mai apoi un pic de piper, un pic de sare. Eu am pus un kil de carne de porc cu 5% grăsime, dacă vă întrebați, și am amestecat cât se poate de bine. M-am gândit să adaug un pic de făină, pentru că nu aveam pâine în casă. De obicei moi câteva felii de pâine și le pun înăuntru, dar ca să lege așa un pic, dar pentru că nu aveam, am pus un pic de făină. Am zbătut așa un pic de un ou și cu un penson l-am șters așa pe deasupra la chiflele mele și am pus susan. Apoi le-am pus în cuptor la 200 de grade. N-aș ști să vă zic acum câte minute le-am lăsat, cred că cel puțin 15-20 minute, dar mă uit la ele pentru că chiflele se fac mai rapid. Și apoi mi-am făcut așa în formă de burgers din aluatul de pârjoale. Uite așa arată. Acum le duc la copii cu burgerul lor. Mai fac acolo, dar s-o umplu tot de ulei, de aia nu-mi place să fac pârjoale. O să am de șters după cu degrisărul de... Bine că degrisărul e bun, da? Doamne!
Pâinea mea mi-a ieșit așa, pâine normală, s-o las să răcească bine aici, o tai felii și o pâiniță rotundă. Și mi-au mai rămas două chifle așa și una mică, asta i-a luat-o care se jucase Jaden. Asta e tare, încă trebuie să mai moaie o leacă. Dar astea au început să se moaie deja. Și am găsit și eu rețetă să-mi fac singură burgers. Hai că mă duc și eu să mă spăl cu Eli, care e acolo cu Andy, și apoi văd dacă vă mai țin cu mine. Așa arată pantalonii mei spălați. S-a luat și petele de ulei cu degresantul, cu degreaser plus și pixul. Aici, la body-ul lui Eli, s-a luat gălbuiul care rămăsese. Așa că funcționează. La pantalonii lui Emma nu prea s-a luat chestia asta. E ceva care a intrat pur și simplu în țesut. Nu am idei de la ce s-a făcut. În fine, am încercat. Am zis că încercăm, vă arăt. La tricoul meu, care l-am murdărit cu vopsea de păr, s-a luat un picuț aici. Nu s-a luat complet. Dar adevărul că eu l-am spălat deja de câteva ori, de când m-am vopsit. Probabil dacă făceam rapid, s-ar fi luat, poate, cine știe. Aici s-a luat tot așa. Și unde mai era? Dacă nu reușesc să văd unde mai era, înseamnă că s-a luat bine. Și mai era pe aici vreo două pete, mai erau și au mai rămas așa un pic din ele, dar s-au luat un pic. Când l-am scos de la gât, părea că s-a luat mai mult, dar acum s-a uscat un pic. Pe telefon se vede un pic mai închis la culoare decât în realitate. În realitate e mai puțin vizibil, dar mai bine decât înainte, să zicem. Și oricum, în față e foarte bine că s-a luat cel mai mult în față, că în față m-ar fi deranjat cel mai mult. Dar eu zic că, na, eu am experimentat, am văzut ce să ia și mai vedem și altă dată. Prieteni, noi o să vă închidem aici vlogul. Sper că v-a plăcut așa să vedeți ideea de cum să vă faceți proprii burgers acasă. Și mie mi se pare că a ieșit foarte, foarte fain pâinița aceea, o să mai fac așa. Din aluatul care fac eu franzelă, mi-am făcut și chiflele de, pentru a face burgers și a ieșit chiar foarte, foarte bine. Și pâinea mi-a ieșit foarte frumos, chiar după am lăsat-o să se răcească până a doua zi. Și a doua zi am tăiat-o abia felii și am reușit să o tai foarte subțiri ca la magazin, chiar foarte, foarte fain. Dar mirosul nu era ca la magazin, pentru că pâinea mea nu mirosea alcool, nu mirosea nimic altceva. Pâinea mea mirosea a pâine fresh făcut acasă și știam eu exact ce am pus în ea. Sper că v-a plăcut așa să vedeți ce am mai făcut cu degreaserul ăsta, ce s-o mai lua cu el, că eu parcă mă joc în fiecare zi cu fiecare. Am entertainment acum, am mod să experimentez. Și nu este neapărat ca să vă conving pe voi că trebuie să cumpărați voi sau nu. Eu pentru mine este, eu le fac ca să văd și eu pentru mine dacă funcționează sau nu. Că tocmai n-aș vrea să vă mint, să vă zic, vezi că scoate pata aia sau scoate pata aia, să o face aia, să o face aia, dacă eu nu am încercat. Și plus că mă ajută și pe mine, dar în fine. M-am bucurat. În momentul când vedeți voi vlogul ăsta, eu mă simt un pic mai bine. Vă zic deja aici, cred că v-am zis și în vlogul trecut sau nu v-am zis, nu. Nu v-am zis. O să vedeți în vlogul următor, dar vă zic deja, pentru că deja l-am filmat vlogul următor când îl închid eu pe ăsta. Mi-a dat antibiotic doctorul vineri dimineață, pentru că tot așa nu mai îmi trecea și am început să am toate semnele că îi infecții bacterică în gât, cum am prevăzut, la mine așa se întâmplă, și mi-a dat și încep să mă simt mai bine, pot să înghit, pot să vorbesc, da, mă simt așa mai dat peste cap din cauza antibioticului, dar este ok. Emma, tu ce vrei să zici? Don't know. Don't know. Give loads of likes. Da, loads of likes. That's loads of likes. Dați o grămadă de like pentru Emma, da, dacă ați ajuns până aici. Și ce vrei să mai zici tu? I didn't cry, wash my hair. N-ai plâns când ți-am spălat părul? Wow! Asta e foarte bine, trebuie să-i dați lui Emma un aplauz acolo. And my hair is so long now, like with
panza. Părul lung, lung, da. Pe ele, pe ea m-am spălat pe păr cu un șampon de la Shogun, am luat probez. Eu nu o să vă mint, șamponul care l-a probat Adrian, i-a mers la Adrian un pic primele zile, dar după nu i-a mers. El are dermatită seboroică, are dermatită reală la păr. Și a început iarăși să-i apară foarte rău acum și trebuie să mut înapoi pe șamponul de la Vichy. Deci eu vă spun clar, la el nu a funcționat. Dar la Emma am probat un șampon cu ulei de argan și îi lasă părul foarte, foarte moale și miroase. Cum miroase părul tău? Ca chocolate ice cream. Zice că miroase ca înghețată cu miroase ciocolată. Miroase foarte plăcut. Nu-i pentru copii specific, dar e cu ulei de argan și îi lasă părul foarte moale, deci extrem de moale. Și Emma este o fată care plânge când o pieptăn, deci ea este foarte sensibilă. Și nu-i place să-i blătesc părul, nu-i place să-i leg părul, pentru că ea o doare orice secundă. Și acum ce-i? Cum e acum? Nu te mai doare, nu? Nu o plâns deloc. De când o spăl cu șamponul ăsta, nu mai plânge deloc când îi pieptăn părul și îi lasă, vedeți, îi lasă foarte lucios. Dar nu îi se mai încălcește deloc, îl lasă foarte moale. Chiar și când o dădeam cu balsam, nu rămâne așa de moale. Și mă bucur, o să îl mai cumpăr. Pentru că, na, ce nu cumperi dacă vezi copilul nu se mai plânge pe el ca. Așa că, da, dacă vă interesează și pe voi, veniți, mă întrebați ce șampon de la noi, de la Shogun. Și vă zic, dar nu sunteți obligați, după cum am zis. Dar nouă ne prinde bine. Eu m-am mai spălat cu un șampon de aloe de la ei. Îmi place cum miroase, dar ăla de argan, sincer să fiu, și mie îmi place foarte mult. E un șampon care cred că și eu o să-l folosesc, așa cum se iau. Că îmi place, miroase și frumos și rămâne și foarte, foarte fain părul. Dar, da, cam asta este. Eu v-am lungit aici și vă las, că sunt foarte obosită la noi. Este o vară așa, între ghilimele. Nici măcar nu-i vară englezească, e vară de polul nord aici. Că e frig afară și plouă în continuu, dar eu vă zic că e ok, vremea în Anglia îi mai friguroasă, este adevărat, da? Nu e ca în celelalte țări. Dar anul ăsta n-am mai prins așa un iulie în care să plouă în continuu. În continuu plouă și e frig, trebuie să dai drumul la căldură în casă. Deci pur și simplu, eu sper să fie... să fie un semn că o să fie mai fain în august, așa o să prindim și noi în concediul nostru vreme faine, dar în fine. Bun, hai că o să vă lăsăm, o să închidem vlogul aici și noi ne vedem în vlogul următoare, cred că săptămâna viitoare vă pun așa un maraton de vloguri. Mai ales pregătire, pregătim casa pentru că plec în concediu, vreau să-mi las casa curată, așa că o să vedeți mai mult în aceasta, o să vreau să organizez un anumit chestii, dar vreau să las casa un pic mai curată în anumite părți, pentru că îmi place când vin în casă din vacanță să fie așa o notă de curățenie și de ordine și parcă să-ți placă așa să vii acasă, știi, să nu vii acasă și să-ți trag când de tine că e tot dezordine și te simți că vii din vacanță și trebuie să te apuci să faci curățenie. Nu, să vin acasă și să fie un loc unde să fi lăsat totul în ordine ca să mă relaxez. Să continui să mă relaxez oricum. Bun, vă salutăm și ne vedem în vlogul următor. Pa, prieteni! Pa, pa!